Mergem mai departe și, așa cum vă spuneam și mai devreme, Alex Bodiș dorește să se împace cu Bianca Drăgușanu. Și nu stă deloc cu mâinile în sân, celebrul om de afaceri a făcut și primul pas către marea împăcare și a sunat-o deja pe frumoasa blondină. După zeci de certuri, bătăi, scandaluri, împăcări și, într-un final, un divorț care a ținut primele pagini ale ziarelor, Alex Bodi a mărturisit sincer că îi pare rău și că regretă toate certurile dintre el și Bianca și că își dorește să pună stop acestui război dintre ei. Omul de afaceri pare foarte hotărât și susține că ar fi păcat ca iubirea lor să se sfârșească. Alex Bodi a mărturisit că speră ca relația dintre el și Bianca Drăgușanu să revină la normal. Mai bine vă invit să urmăriți declarațiile pe care Alex Bodi le-a făcut în exclusivitate pentru Antena Stars. Într-adevăr, în ultimele zile am luat legătura telefonică cu Bianca și mi-am spus părerea că mi-aș dori să ne împăcăm, pentru că e inutil un război între două persoane care s-au iubit atâta timp și am împărțit atâtea momente frumoase ca să ajungem să le stricăm și să divulgăm anumite chestii. Noaptea cu tare ea se amenința și urla, țipând că are un cuțit și vrea să o moară, și am patru persoane martori care au la ea în casă, poate să declare lucrul ăsta, și a luat nu știu câte pastile. Ea, în nebunia ei, când am luat-o de pe jos, mi-a zis că a luat patru. Eu am ajutat-o să-și revină, am chemat și pe cineva care să o ajute, dar într-un timp și-a revenit. Îmi pare rău și regret că am ajuns ca să ne expunem în asemenea mod. Ea e obișnuită cu chestiile astea, ea e obișnuită să trăiască, se hrănește din presă, se hrănește din bârfe, din circuri, din scandaluri. Eu sunt la primul incident de genul. Căzând de comun acord, sau mai bine zis, inițiativa mea a fost ca să ducem lucrurile pe un drum mai pașnic, să ținem cont de chestiile frumoase și de întâmplările frumoase dintre noi doi, și am zis că ar fi mai bine să încetăm cu certurile și cu războiul ăsta inutil care ne afectează într-un mod negativ pe amândoi și la fel și imaginile noastre în societate. Referitor la agresiunea care a avut loc, eu pe Bianca nu pot zic că am bătut-o. Într-adevăr, nu e ceva care mă pot mândri, nu e ceva care pot să zic wow, dar șantaj eu ei nu o să-i fac niciodată și nu am pentru ce. Deci eu nu am interes să-i fac ei șantaj, pentru ce aș putea șantaja pentru Bianca. Da, într-adevăr, am avut o ceartă atunci pe mașină, eu duceam la aeroport și a început să mă înjure, să mă jignească, să țipe și a vrut să sară din mașină în mers. Mi-a aruncat telefonul pe geam și atunci, da, într-adevăr, am lovit-o. Dar am lovit-o cu palma, nu cazia cu pumnul. Păi n-am cum să te lovezi eu vreodată în viața mea pe tine cu pumnul, că nu o să te mai repare 5 doctori. Așa că am discutat cu ea și din punctul meu de vedere și inițiativa mea a fost ca să readucem totul pe calea cea bună și să sperăm că o să se rezolve lucrurile într-un mod frumos și se vor termina cu bine. Este același Alex Bodi. Este același Alex Bodi care acum o săptămână era aici în locul Genei. Mai ții minte cum s-a terminat discuția, cu ce întrebare am adresat noi? Te-ai mai împăcat vreodată cu zis, Bianca? Eu nu mai spun niciodată. Sau nu știu, a spus inițial el într-un fel. Nu, niciun caz, nici rupul capului și așa. Iar la final, după anumite intervenții de ale Biancăi, a spus să nu comentez, nu vreau să mai spun nimic, lăsăm așa situația. Da, zis, nu vreau să mă pronunț, că nu știi. Ai văzut cum e viața. Probabil că și-a cântărit foarte bine faptele pe care le-a făcut, eu știu, cu filmulețele pe care le-a dat, vorbele pe care le-a spus, și a ajuns la o variantă mai bună a lui Alex. Asta este o iubire cu năbădăi. Este o iubire cu năbădăi, o iubire cu foarte mult orgoliu, cu dorința de a controla din partea amândurora. Bianca se află într-un an complicat în ceea ce privește relația de cuplu din punctul de vedere al astrologiei chineze tradiționale. Vor mai fi astfel de situații, vor mai fi certuri și împăcări. Anul de-abia a început în februarie. Până în februarie 2021 vom avea ce discuta, ce comenta. Luna martie pentru Bianca a fost una destul de complicată. Este o lună de dublă penalizare. Asta înseamnă că între ei doi este o relație karmică și vin din spate, eu cred în alte vieți și spun asta, vin din spate lucruri nerezolvate din alte vieți, nu doar din viața asta. Lipsa lor de comunicare și neputința de a se înțelege nu este doar de acum, da? Și e nevoie de o atenție acolo, să zic așa.
e important să învețe să comunice și să renunțe la război. Gina, pentru că din război nu iese nimic bun. Mai sunt foarte multe lucruri de analizat. Avem și replici de ale Biancai Drăgușanu, pentru că au fost niște acuzații extrem de grave, atât din partea ei, cât și din